Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la Tableta de Sănătate. Discutăm astăzi despre bolile reumatice, reunite sub termenul general de reumatism. În mod generic, reumatismul cuprinde o serie de boli specifice care afectează oasele, articulațiile, tendoanele, ligamentele, dar și mușchii și care pot avea repercursiuni asupra sănătății inimii, rinichilor, plămânilor și a pielii. Sunt peste 100 de astfel de afecțiuni reumatice, însă doar o parte dintre acestea se întâlnesc cu o frecvență crescută. Câteva dintre acestea pot fi reumatismul inflamator sau artritele, cum este poliartrita reumatoidă, reumatismul degenerativ sau artrozele, localizate mai frecvent la nivelul genunchilor și șoldurilor, ori reumatismul abarticular. Bolile reumatice inflamatorii afectează deopotrivă atât copiii, adolescenții, tinerii, cât și vârstnicii. Aceste boli sunt legate de încărcătura noastră genetică și foarte mult de infecțiile netratate la timp sau tratate necorespunzător. Cu pacienții afectați de bolile reumatice se stabilește o relație lungă și strânsă, fiind boli cronice, iar terapiile sunt perfecționate și adaptate continuu la viața, nevoile și biologia unică a fiecărui pacient. În managementul bolilor reumatice este crucială munca în echipă multidisciplinară. Pentru a afla mai multe despre toate acestea, am invitat pentru dumneavoastră o parte din această echipă. E vorba de medici specialiști, cu toții de la Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilean din Cluj-Napoca. Așadar, sunt alături de mine în platou doamna colonel dr. Doina Baltaru, comandant director general al Spitalului Militar. Bună ziua, doamna colonel, și bine ați venit în studioul TVR Cluj. Bună ziua, bine v-am regăsit. Anca Brehar, psiholog clinician. Bună ziua și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezență. Și așa cum spuneam, ni se vor alătura prin Zoom de data aceasta colonel dr. Claudiu Chitea, medic primar ortopedie traumatologie cu competențe în chirurgia artroscopică, capitan dr. Andreea Nemeș, medic primar psihiatru, și Radu Șamdodan, fiziokinetoterapeut. Ei sunt alături de noi prin Zoom. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Și vă mulțumim tuturor, așa cum spuneam, o echipă multidisciplinară se ocupă de bolile reumatice, dar care, pe lângă toți acești specialiști, mai beneficiază și de alții, și vom afla pe parcursul emisiunii de ce este nevoie de atât de mulți specialiști. Doamna colonel Baltaru, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Știu cât sunteți de ocupată, știu cât de multe sunt de făcut la Spitalul Militar și totuși, iată, v-ați făcut timp să ne lămuriți ce e cu aceste boli reumatice, care, așa cum spuneam, sunt de mai multe tipuri. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa, o clasificare mai simplă pentru ascultătorii dumneavoastră, care bănuiesc că sunt în principal cetățeni interesați de probleme de sănătate și poate chiar pacienți. Sunt boli care au un mecanism inflamator, boli autoimune sau autoinflamatorii, acestea din urmă sunt mai rare și care, așa cum a subliniat, afectează atât copiii cât și adulții, tineri în principal. Unele dintre ele debutează însă și la vârste mai avansate. Ce aș vrea să subliniez este faptul că în spatele acestor afecțiuni, mai ales la persoanele vârstnice, pot să se ascundă alte boli, cele mai grave fiind neoplaziile, cancerele. Deci manifestări mască reumatologică pot să aibă o serie de cancere. Aceea este importantă echipa multidisciplinară și nu numai de aceea, ci și datorită complicațiilor pe care le dezvoltă acești pacienți și afectarea organelor țintă. Apoi sunt afecțiunile metabolice, afecțiunile generate de uzura articulară prin exces ponderal, prin activități profesionale, prin sporturi, dar există și o componentă genetică pentru boala artrozică dovedită. Și sunt de asemenea afecțiuni osteoarticulare generate de infecții virale sau bacteriene, care pot să determine inflamație cronică articulară, chiar și în situații în care sunt diagnosticate și tratate la timp. Și toate aceste... Acestea sunt trei clase mari, dar există și alte boli mai rare. Dar e important că am făcut această clasificare, ați făcut-o dumneavoastră, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă
că nu orice durere a sistemului musculoscheletal este neapărat o artroză sau o artrită și că e nevoie de acest diagnostic diferențial pentru că tratamentul este diferit. Chiar dacă simptomele, dar apropo de simptome, ce simte un pacient cu o astfel de boală reumatică? Fie că este inflamatorie, degenerativă, metabolică. Durerea este elementul comun. Caracterul durerii diferă însă în afecțiunile cu caracter inflamator, care pot să fie cele sistemice, autoimune, dar și cele metabolice, și exemplu clasic este guta. Durerea este foarte intensă și se accentuează în cursul nopții. Se însoțește de o limitare a mobilității articulare, redoare, îi spunem noi, cu durată în general mai mare de 60 de minute și de modificări ale articulațiilor care se tumefiază. Există însă și boli foarte grave, mai rare, autoimune, unde alături de durere articulare, fără modificări atât de semnificative de tumefacție și de modificări semnificative, cum am spus, ale acestora, apar leziuni ale pielii. Acestea sunt vasculitele sistemice. Se însoțește de fenomene generale, poate să apară febră și elementele de severitate aduc repede pacientul la medic. Pentru afecțiunile de așa zisă uzură, nu e un termen foarte elegant, articulară, artroza, da, primară sau secundară, durerea articulară până la momentul la care cartilajul se reduce semnificativ, se fisurează și apar și modificări ale osului de sub cartilaj, os subcondral, edem osos. Leziunile sunt complexe și ligamentare și masa musculară, care are un rol important în stabilitatea articulară, se modifică secundar reducerii utilizării acelei articulații dureroase. Deci aceste articulații au în principal un caracter mecanic și meteorosensibil. Pacientul are durere atunci când solicită articulația, tinde să-și o protejeze, mobilitatea se poate reduce în timp, de aceea avem aici ortopedul care rezolvă această problemă, dar intervine în mod util chiar înainte de a ajunge pacientul la anchiloză. Și durata acelei înțepenele articulare este mai mică, în general sub jumătate de oră. Pacientul are cracmente, simte niște și au zgomote articulare, da, și pot să apară deformări articulare care diferă însă de modificările din reumatismele inflamatorii. Iată, așadar, există diferențe în simptomatologie. Durerea apare în toate tipurile de boli reumatice, da, fie că sunt inflamatorii, fie că sunt degenerative, dar în primul caz apar mai mult noaptea. Sunt mai intense noaptea, în cazul problemelor degenerative, ziua și în timpul mișcării și așa mai departe. Pe lângă aceste simptome și probleme fizice, și aici am să mă îndrept către invitata noastră din platou, care este psiholog clinician, și am să o rog să ne spună dacă toate aceste probleme fizice, dureri, este modificată viața pacientului, practic, toată viața lui este dată peste cap, îl influențează și din punct de vedere psihologic. Categoric. Noi suntem un sistem complex, nu suntem doar corpul nostru, suntem și mintea noastră. Mintea noastră este calculatorul central care ne coordonează și în momentul în care corpul în care locuim nu este confortabil, nu este în regulă, nu funcționează cum trebuie, categoric acest lucru are un impact și asupra funcționării minții noastre și a emoțiilor noastre și a comportamentului nostru. Practic acesta este obiectul muncii la psiholog și la psihiatru, de unde și confuzia celor doi. Obiectul muncii este mintea omului, comportamentul și emoțiile lui. Iar din punct de vedere al psihologului, tratamentul este diferit față de cel pe care îl va aplica un psihiatru și vom vorbi imediat și cu doamna doctor Nemeș. Da, așa este? Categoric. Vreau să fac o mică precizare, pentru că mi se pare că este mult mai sugestiv să vă explic care e diferența între psihologie și psihiatrie. Acum cu toții folosim tehnologie, da? Măcar un telefon avem cu toții mai deștept decât noi. Telefonul fizic
este echivalentul creierului nostru, păstrând proporțiile. Aplicațiile pe care noi le punem pe telefon ca să funcționeze, să ne putem uita la filme, să le putem folosi în diverse feluri, este, reprezintă domeniul de lucru al psihologului. Deci, pe o bază fizică de care se ocupă psihiatrul, noi ca psihologi putem veni cu aplicațiile care să facă sistemul să opereze pe diverse domenii în viața. Fără să utilizați medicamente. Fără, categorie. Exact. Acum am să o rog pe doamna psihiatru Nemes să ne spună și dânsa dacă, din punct de vedere psihiatric, un pacient care are o boală reumatică, are pe lângă dureri și modificarea stilului de viață, cum este afectată această componentă psihiatrică? Și care este diferența, încă o dată, din punctul dumneavoastră de vedere, între psihiatru și psiholog? Practic, să începem cu asta, diferența dintre psihiatru și psiholog o face studiile absolvite. Noi, psihiatrii, suntem medici care am terminat medicina și ne ocupăm, practic, de tratamentul medicamentos, în primul rând, al afecțiunilor psihiatrice. Psihologul a terminat facultatea de psihologie și se ocupă de partea de tratament psihologic, psihoterapie, consiliere a patologiei psihiatrice sau consiliere a oamenilor care nu suferă de o patologie clinică, psihiatrică propriu-zisă. Acum, din punct de vedere al bolilor reumatismale, și aș vrea să mă refer aici, în primul rând, la partea de durere cronică cu care pacienții se confruntă, aș vrea să punctez pe ideea că acești pacienți au de foarte multe ori, dezvoltă în timp reacții de tip anxios, reacții depresive, de foarte multe ori chiar cu risc suicidar semnificativ, le scade extrem de mult calitatea vieții în timp, le scade funcționalitatea, inclusiv profesională, precum și în familie. Și de aceea trebuie să fim extrem de grijulii și să observăm din timp toate semnele psihologice și psihiatrice care apar la un pacient cu durere cronică pentru a le trata din timp și să stabilim exact când anume e nevoie doar de o consiliere sau o psihoterapie de susținere și când avem nevoie și de medicație psihiatrică pentru susținerea acestora. Așadar, fiecare pacient este unic în felul său, așa cum spuneam și la început. Unii fac față, din punct de vedere psihologic, mai bine durerii și schimbării stilului de viață. Alții, așa cum spuneați și dumneavoastră, au nevoie de acest suport atât psihiatric cât și psihologic. Dacă îmi permite, da. Să fac o scurtă completare în reumatologie. Psihologul este foarte valoros pentru că există niște chestionare, sunt niște standarde de evaluare ale pacientului prin care se stabilește impactul afectiv al simptomelor și nu doar al durerii. Aș face un pic diferența între că tot am început cu o clasificare foarte simplistă. Specialiștii probabil că vor fi șocați de simplitatea ei. Noi, dar pentru pacienți e importantă. Deci, bolile inflamatorii afectează totuși predominant vârstă tânără, unde avem alte probleme. Avem probleme de inserție profesională, probleme familiale, probleme de fertilitate și acești pacienți au un alt tip de impact al bolii, în funcție de răspunsul la tratament mai bun sau mai puțin bun. De asemenea, percepția lor asupra unei boli care nu se vindecă, ci doar se liniștește cu tratamentul, intră în remisiune, este gestionată în funcție de personalitate, de predispoziția pentru patologie psihiatrică, să nu uităm că ei vin cu un bagaj genetic și dacă în familie au părinți, rude care au avut boală depresivă, atunci și ei au risc mai mare, cumulat. Față de aceștia, pentru care sunt anumite instrumente de psihoterapie și la nevoie și terapie medicamentoasă, există diferențe în cazul celor cu afecțiuni metabolice degenerative, care au totuși o altă vârstă, exceptând sigur artroza secundară a sportivilor, unde impactul este evident mare.
atât profesional cât și personal. Și acolo este mai mult vorba de autonomie, de capacitatea de autoîngrijire și de impactul, într-adevăr, al durerii cronice. Deci, instrumentele folosite pentru evaluare și pentru tratament, psihoterapie cu sau fără apoi terapie medicamentoasă, sunt diferite și asta e important să știe. Dar ce important este ca pacienții să fie deschiși, să știe că aceste instrumente și mai ales psihoterapia îi pot ajuta să-și reducă suferința și să găsească răspuns la întrebările lor, pentru care noi nu avem atât de mult timp, specialiștii, da? Care ne ocupăm de gestionarea simptomelor, să găsească instrumentele de a se adapta la starea de boală și de a-și adapta stilul de viață astfel încât să ducă o viață aproape normală. Apropo de întrebările pe care pacienții le au, dați-mi voie să-i anunț acum pe telespectatorii noștri că din acest moment pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264 420135 pentru a adresa întrebări invitaților noștri. Așa cum ați văzut, este o echipă întreagă aici, dar nu completă, pentru că ne spunea doamna colonel dr. Baltaru, din această echipă fac parte și alți specialiști și ne-a explicat și ne va mai explica pe parcursul emisiunii de ce e nevoie de aceștia. Dar dacă dumneavoastră aveți nelămuriri legate de bolile reumatice, fie că sunt inflamatorii, degenerative, metabolice, vă așteptăm cu drag aceste intervenții, iar invitații din platou și cei aflați prin Zoom vor încerca să vă răspundă. Desigur, ne interesează în primul și în primul rând cum scăpăm de aceste dureri. Odată ce s-au instalat, la început încercăm noi cu tot felul de analgezice, cu tot felul de unguente. Dar acum am să mă îndrept spre domnul doctor Claudiu Chitea, care este medic specialist ortopedie, traumatologie și, așa cum spuneam, este și cu competențe în chirurgie artroscopică. Și am să-l rog pe dânsul să ne spună în ce situație trebuie un pacient cu o astfel de simptomatologie să ajungă la un ortoped? Bună ziua, încă o dată, dumneavoastră, invitaților dumneavoastră. Bolile reumatologice, într-adevăr, au un impact major asupra vieții pacienților. Cum s-a și spus anterior, tratamentul este pluridisciplinar. Reumatologul se află în centrul echipei de tratament al pacienților, dar la un moment dat pacienții ajung să necesite și intervenții chirurgicale, care de cele mai multe ori nu sunt singulare. Pacienții necesită mai multe intervenții chirurgicale. Nu de puține ori, unele persoane ajung să sufere 4 intervenții pentru fiecare articulație. Ați și spus în prezentarea noastră, cele mai frecvente articulații afectate sau în momentul în care ortopedul intervine sunt șoldurile și genunchii. Am să spun câteva particularități. Timpul, nu cred că subiectul este foarte amplu, timpul nu ne permite, am să punctez câteva particularități ale pacientului cu afecțiune reumatologică față de pacientul artrozic, deoarece endoprotezele se implantează și la pacienți cu afecțiuni artrozice degenerative. Dacă ne referim la șold, bolile, de exemplu, poliartrita reumatoidă, bolile reumatologice afectează articulația în mod direct, prin boala însăși, aproximativ 28% din pacienți ajung să suferă o artroză la nivelul șoldului după 5 ani de boală, dar și în mod indirect, prin tratamentul pe care reumatologul prescrie pentru a controla boala. Pacienții de cele mai multe ori sunt foarte tineri, calitatea 40-50 de ani, vârsta la care ajung să sufere intervenții chirurgicale de înlocuire a unei articulații și calitatea osului nu este una deosebită. Iar rezistența în timp sau rezultatul în timp al pacientului reumatologic este inferioară pacientului cu boală
artrozică cu o boală degenerativă obișnuită. Dacă la 10 ani mai mult de 90% din pacienții cu boală obișnuită au încă o funcție a protezei foarte bună, pe când pacientul cu reumatologic ajunge la un procent de aproape 80%. Iar la 15-20 de ani, diferența este și mai importantă. 75-80% din rezultate sunt bune, foarte bune la un pacient cu o boală artrozică obișnuită, pe când la pacientul reumatologic acest procent coboară până spre 50%. Pacientul fiind tânăr, vorbim de o persoană care din start poate să aibă nevoie de una, două, trei, patru proteze care au și o durată de viață, cum spunem noi, inferioară. Deci vă dați seama ce impact are asupra psihicului și pacientului respectiv. Avem, domnule doctor, o primă telespectatoare la telefon, doamna Florica din Scornicești. Bună ziua! Bună ziua! Și vă mulțumim pentru telefon. Am să vă rog să ne spuneți ce problemă de sănătate aveți. Reumatismul general. Am avut o durere la umăr, apoi la picior, la încheieturi, de fapt. Apoi la picior. Am fost la un ortoped în Slatina și mi-a indicat să fac intrații cu Diprofos. Am făcut una, nu mi-a trecut definitiv. Apoi, la o săptămână, am mai făcut și pe a doua, după care nu m-a mai durut. Sunt indicate asemenea infiltrații sau fac mai mult rău. Eu am 2 ani de când am făcut infiltrațiile astea și n-am mai avut probleme. Ce vârstă aveți? 62. 62, mulți înainte. Aveți o voce foarte tânără. Și știți ce fel de boală reumatică aveți? Știți diagnosticul? Coxartroză din astea toate. Coxartroză. Am înțeles, vă mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți și pentru că ați intervenit în cadrul emisiunii noastre cu o întrebare foarte pertinentă. Și am să vă rog și pe dumneavoastră să ascultați la televizor răspunsul și am să-l rog pe domnul dr. Claudiu Chitea. Chiar vroiam să-l întreb, înainte de a ajunge la protezare, ce alte variante are pacientul? Și iată, ne-a vorbit telespectatoarea noastră despre aceste infiltrații. Infiltrațiile cu soluții cortizonice, Diprofosul fiind o soluție cortizonică, sunt o etapă a tratamentului bolnavilor cu afecțiuni reumatologice, artrozice, degenerative. Într-adevăr, ele nu se poate abuza, deoarece au și efecte adverse. Ajută un tratament puternic, local, dar au efecte adverse asupra cartilajului, asupra calității osului, articulației respective. Se pot face, se fac, ajută. Și cu ce se fac aceste infiltrații? Pentru că există mai multe tipuri de substanțe care se pot introduce acolo în articulație. Care ar fi indicate sau dacă există, eu știu, o etapizare a acestor produse? Cu care să începi, cu care să continui? Într-adevăr, sunt mai multe etape ale tratamentului. Ultimul este și trebuie să fie tratamentul. Din păcate, avem mici probleme cu sunetul. Celelalte sunt intermediare. Dacă puteți să repetați, pentru că au fost... Acum se aude, vă rog să repetați. Da. Tratamentele, asta spuneam, intervenția chirurgicală este ultima etapă a tratamentului unui pacient de orice natură, inclusiv artrozic. Bun, și cu aceste infiltrații, cât o poate duce pacientul? Iată, doamna spunea că de 2 ani face aceste infiltrații și că se simte mai bine. Poate să continue o perioadă? E indicat? Cu soluții cortizonice, am spus că e bine să nu se abuzeze de ele. Și ce înseamnă abuzat de ele? De exemplu, de 2 ani, dacă le folosește? Poate să facă. Cât timp mai poate să facă? Nu poate.
nu poate să facă foarte multe, una, două injecții pe an. Dar soluțiile cortizonice nu se, soluția cortizonică nu se folosește, din punctul meu de vedere, decât în momentul în care cu celelalte variante utilizate nu ajută pacientul suficient. Și care sunt celelalte variante? Care mai multe. Tratamentul medicamentos, tratamentul fiziokinetoterapeutic, într-adevăr și ați menționat la un moment dat și infiltrațiile cu soluții viscoelastice, cu acidul hialuronic. Exact. Sunt de preferat acestea celor cu substanțe cortizonice? Da, sunt folosite, sunt de preferat și acestea se pot face, de obicei se repetă la 6-12 luni, se pot repeta, dar sunt folosite într-o formă ușoară sau moderată a bolii. Așadar, există tot felul de soluții cu care se pot face aceste infiltrații, dar mai avem, iată, o telespectatoare, Cornelia din Pucioasa. Haideți să o ascultăm și pe dânsa să vedem ce problemă are. Bună ziua! Bună ziua! Fiți amabilă, doamnă! Bună ziua! Bună ziua! Eu am la genunchiul drept, în spatele lui, un cist Becker. Așa. Și vă deranjează în ce fel? Nu mă deranjează, dar mai mă doare genunchiul. Mă doare genunchiul. Da. Faceți vreun tratament? Și nu știu nimic despre acest cheese becker. Vreau să știu dacă se tratează. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare. Am să vă rog și pe dumneavoastră să ascultați răspunsul la televizor. Așadar, ce este cu acest chist Becker? Bine. Aici o să mă ajute și colegul meu. El apare, la doamna este vorba de o artroză a genunchiului, cel mai probabil. Apare și în reumatismele inflamatorii. Și este, acel chist Becker este ca un buzunar articular situat posterior în fosa popliteă, unde se acumulează lichid sinovial atunci când articulația este iritată prin factori mecanici, fragmente de cartilaj în cazul bolii artrozice. Și acest chist poate fi evacuat prin puncție ghidată ecografic, se poate administra după evacuare diprofos, într-o cantitate adecvată zonei articulare a genunchiului, dar ulterior trebuie luate măsuri legate de scăderea în greutate, stilul de viață, se asociază tratament cu antiinflamator nesteroidian pe o perioadă determinată. În situația în care acest chist însă are o dimensiune mare, este un chist vechi, este posibil ca el să se complice, să se rupă și să nu poată fi evacuat, cu cât este mai mare, apar în interior ca niște compartimente, niște membrane și nu poate fi evacuat și generează, evident, în afară de durere și o limitare a mobilității genunchiului. Aici intervine colaborarea cu medicul ortoped, care poate gestiona problema articulară în ansamblu. Fie se rezumă la pur și simplu excizia acelui chist Becker, fie în cazul bolii artrozice, dacă leziunile sunt mai complexe, rezolvă și celelalte leziuni dacă este cazul. Iar pentru reumatismele inflamatorii, unde poți să ai de asemenea chist Becker, nu e cazul doamnei, acolo lucrurile sunt gestionate tot așa prin evacuare ecoghidată, puncție, în spațiu popliteu, cu adaptarea terapiei de fond, remisive, cronice, a acelui reumatism inflamator, iar dacă tot așa chistul este de mari dimensiuni și apar complicații, devine disecant sau se rupe, aici intervine din nou ortopedul. Și las pe colegul meu să facă completările adecvate pentru patologia cu siguranță degenerativă a doamnei. Vă rugăm, domnul doctor Chitea. Doamna doctor, a punctat cam toate aspectele. Ce pot să spun, ce aș putea să spun suplimentar, într-adevăr, chistul, din punct, deci chistul este o, chistul Becker este o leziune secundară afecțiunii din interiorul genunchiului. Și dacă se poate, evident ar trebui abordată cauza pentru care se produce lichid, nu cauza pentru care s-a produs, adică a apărut chistul, buzunarul, cum a spus doamna doctor în spate. Și cauza pentru care se produce lichidul
care comunicând, articulația comunicând cu chistul respectiv, evident că își mărește dimensiunile și chistul. Și dacă aici, evident, răspunzându-i, ca să putem să răspundem, doamne, exact, ar trebui să știm exact diagnosticul. Artroza în ce stadiu este? Sunt alte leziuni în articulație, leziuni degenerative meniscale? Dacă se poate rezolva cauza, adică trebuie rezolvată cauza, nu că dacă se poate. Și în funcție de stadiul în care se află boala respectivă, se abordează prin artroplastie totală în cazul în care este o artroză în ultimă fază sau prin tratamentul artroscopic în situația în care în urma unui RMN și a stabilirii unui diagnostic exact se pot corecta celelalte leziuni degenerative meniscale, leziunile de cartilaj care nu sunt în ultimul stadiu. Așadar, îi recomandat să meargă la un ortoped? Pentru consult, bineînțeles, pentru un consult, prima investigație care se efectuează este radiografia, se completează apoi cu ecografie și eventual un RMN, rezonanță magnetică, și în momentul respectiv se poate decide. Abordarea chirurgicală a chistului, într-adevăr, în afară de complicațiile pe care le-a enumerat și doamna doctor, situații în care, într-adevăr, se intervine chirurgical, de cele mai multe ori intervenția chirurgicală nu este necesară. Dacă eu sper că doamna a rămas în continuare în fața televizorului și a auzit răspunsul dumneavoastră. Mai avem o telespectatoare, doamna Florina din Drăgănești-Olt. Bună ziua! Bună ziua! Ne auziți? Noi vă auzim destul de slab. Da, ce problemă aveți, ziua, doamna Florina? Ce vă supără? Cu asta cervicală și cu coloana cu inele. Coloana făcută praf și spondiloza cervicală. Dar cum v-ați făcut praf coloana? Coloana cu inele, eu știu, sunt de mulți ani. Eu am stat o grămadă de ani pe scaun, în poziția asta, așa. Și au apărut inelele alea care... Profesor, ne interesează. Sunt foarte... Dacă e în mediul rural sau... Și spondiloza cervicală. Am înțeles. Ce vârstă aveți? 60. Mulți înainte și dumneavoastră vă dorim. Faceți vreun tratament? Ați făcut întâi niște investigații? Și ce vi s-a spus? Am făcut ceva. Nu mi-a dat mai aia. Mi-a dat eu sec și niște... Și... cum îi zice? Betaserc. Are și vertiginos. Sunt rog vertiginos. Deci aici, dacă îmi permiteți, da, vă rog, echipa este formată în primul rând din medicul reumatolog, mă scuzați, care după ce examinează pacienta, apreciază ce investigații imagistice sunt necesare. Sigur, standard este radiografia de coloană cervicală în două incidențe, dar în funcție de asocierea unor semne neurologice care sunt exprimate prin modificări ale sensibilității cutanate și ale reflexelor la membrele superioare, se poate completa cu un examen de rezonanță magnetică nucleară, pentru că pacienții pot să aibă modificările acestea de tip spondilozic, dar să dezvolte și o hernie de disc. Sau prin modificările de tip spondiloză cu osteofite să se comprime rădăcini nervoase și să apară scăderea forței musculare, durere intensă în teritoriul radicular amorțel. Tot în această echipă, foarte important este medicul de recuperare împreună cu kinetoterapeutul. Aș vrea să subliniez faptul că pentru afecțiunile așa zis degenerative, mai mult și mai frecvent decât în situația reumatismelor inflamatorii, medicul de recuperare poate să aducă o ameliorare a suferinței, o creștere a calității vieții, iar kinetoterapeutul ajută pacientul să învețe ce mișcări e bine să nu facă, să evite, și ce tip de gimnastică medicală îi reduce suferința, îi menține mobilitatea segmentului respectiv și forța musculară. Și cred că ar fi momentul să-l introducem și pe domnul Șamșodan, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, și am să-l rog pe dânsul să ne vorbească despre această parte a tratamentului în cazul bolilor reumatice, degenerative în special, așa cum spunea doamna Baltaru, acolo sunt extrem de importante aceste
aceste exerciții de kinetoterapie. Dar vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți în ce constau și când sunt indicate. Bună ziua încă o dată. Mă întrebam zilele trecute și o întrebam pe o colegă, o doamnă doctor, ce se întâmplă cu toată coloana vertebrală, de ce atât de mult au scăzut oarecum vârsta pacienților care se prezintă la noi cu spondilite, cu spondiloze, cu afecțiune ale coloanei vertebrale. Și cum bine a spus doamna dinainte, doamna telespectatoare, acea spondiloză, în special cervicală, apare în general din ce ne dăm noi seama, din adresabilitatea pacienților, cam la vârsta, hai să zicem, nu 3, dar vârsta pensionării, ca să spunem așa. Dar, din păcate, foarte mulți tineri ni se adresează chiar la vârste în care nu ar trebui să apară aceste degenerări. În primul rând, din ce ne dăm noi seama și din evaluările pe care le facem, există două mari categorii. Cei care uzează coloana vertebrală și apoi cei care nu o folosesc corespunzător. Și la ce mă refer? Foarte, foarte multă lume stă în fața calculatorului, muncește din fața calculatorului și zice, așa când eram mai mititel, așa se spunea, măi, lucrează la birou și ce bine că lucrează la birou. Eu astăzi n-aș putea să spun că este chiar atât de bine, și nu numai eu, că lucram la birou. De așadar, ce? Așadar, o cauză acestor probleme ale coloanei o constituie poziția incorrectă pe care o avem la birou. Probabil în cazul copiilor, purtatul ghiozdanului sau eu știu cum stau ei acolo în bancă. Dar acum, pentru că nu avem foarte mult timp să facem mai multe referiri la cauze, odată ce s-au instalat aceste probleme, cum îi poate ajuta fiziokinetoterapia și în ce constă ea? Așa, în primul rând, un consult la medicul de recuperare sau balneolog, apoi se face o fișă de tratament și kinetoterapeutul, în colaborare cu celălalt terapeut și, bineînțeles, cu medicul balneolog și cu prescripțiile pe care le-a făcut, pune în practică, să spunem, tratamentul. În ce poate să constă acest tratament? Laser terapie, diferite tipuri de curenți, că vorbim de curenți diadinamici, că vorbim de curenți interferențiali, că vorbim de TENS, care merge foarte bine pe durere, da? Unde scurte, și aici mai ales în patologiile cronice, da? Și s-a vorbit foarte mult și frumos de, între ghilimele, frumos. Adică s-au adus atroze, informații, da? Utile. Și bineînțeles, așa, și bineînțeles, kinetoterapia, masajul, bineînțeles, și aplicările cu parafină, așa numite aplicări cu parafină sau aplicări calde. Dar foarte important și de la bază rămâne, după ce pacientul termină acele 10 zile de tratament, rămâne kinetoterapia, adică gimnastica medicală, gimnastica pe care o personalizăm și împreună cu colegii noștri încercăm să individualizăm tratamentul kinetic. După, bineînțeles, acele 10 zile, pacientul este sfătuit să continue gimnastica medicală. Pe de altă parte, este chiar simplă, nu este complicat, nu are nevoie de foarte multe aparaturi. Deci trebuie doar să învețe acele exerciții și apoi să fie consecvent și să le aplice și acasă, pentru că sunt de mare ajutor. Mai avem o telespectatoare, doamna Ioana din Dolj. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog mult de tot, spuneți-mi și mie. Eu am o osteoporoză avansată și fac tratament cu Prolia și mi-amorțesc picioarele de
câțiva timp de o jumătate de an nu pot să mai merg, 40-50 de metri și mi-amorțesc picioarele și trebuie neapărat să stau jos, să mă odihnesc și să-mi revin și să mai merg după aia, iar mi-amorțesc. Iar de unde vine amorțeala asta? Doamna doctor Baltaru? Cu siguranță tratamentul este foarte bine ales, este foarte eficient. Mă interesează dacă aveți și o durere în zona lombară, pentru că ceea ce descrieți poate fi ceea ce numim noi claudicație vertebrogenă, adică o leziune la nivelul coloanei lombare care generează limitarea aceasta a distanței de mers. Bănuiesc că nu aveți un diabet, o arteriopatie care să fie implicate și ele. Practic trebuie să facem un diagnostic diferențial. Deci aveți cumva diabet? Am și diabet, da, doamna doctor. Și s-a pus și diagnosticul de afectare arterială? Da, aveți probleme cu circulația la membrele inferioare? Nu așa nu. Rău, dar... Atunci, această senzație de amorțeală poate să fie parțial generată de neuropatia diabetică și aici trebuie să vă adresați medicului diabetolog care să vă trimită apoi la neurolog să facă investigații specifice, dar trebuie evaluată și coloana lombară, pentru că este posibil ca acolo, dacă ați scăzut cumva în înălțime chiar luând acest tratament, e posibil să fie o mică fractură vertebrală tasare sau o leziune degenerativă a coloanei vertebrale cu o mică alunecare vertebrală sau o hernie de disc, care însă nu s-a dus în lateral și apasă doar pe o rădăcină nervoasă, ci este migrată în canalul medular și generează o îngustare a canalului în care se află măduva, din care pleacă rădăcinile nervii care generează transmiterea impulsului pentru mișcare, pentru deplasare, forța musculară. Așa încât eu vă recomand să mergeți repede, cel mai bine la un neurolog, care va putea să facă diferența între neuropatia diabetică și componenta aceasta de claudicație vertebrogenă, să vă recomande o radiografie de coloană lombară completată apoi cu un RMN cu sau fără electroneurografie și de acolo se va stabili cauza simptomelor. Faptul că distanța de mers este atât de mică este un element de severitate, deci trebuie să ajungeți cât mai repede și luați un bilet de trimitere de la medicul de familie, care evident este o verigă importantă și n-a trimite în timp util la specialist pacientul și în a-l monitoriza ulterior după ce noi stabilim o schemă de tratament. Deci mergeți la medicul noastră de familie și cu siguranță va ști ce are de făcut. Și spre ce specialist să o trimită. Da. Ideal neurolog, dar o multă va examina sănătate, și va decide. Multă sănătate vă dorim și vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Sperăm că v-am fost de folos cu aceste sfaturi și încă o dată vă doresc multă sănătate. Noi continuăm emisiunea pentru că nu mai avem foarte mult timp și s-a tot vorbit în ultimele minute despre afectarea aceasta fizică, durere, greutate în deplasare, rigiditate. Mă întorc la afectarea psihică și psihologică și care ar fi cele mai frecvente simptome pe care un pacient cu astfel de afecțiuni și cu astfel de probleme, durere cronică și, așa cum spuneam, schimbarea stilului de viață, le va experimenta. Practic sunt patru tipuri de simptome. Simptomele emoționale, cognitive, comportamentale și cele fizice despre care au vorbit colegii noștri medici. Bun. Nouă ne rămâne partea emoțională, cognitivă, adică de gândire și de comportament. Că la un moment dat s-ar putea să nu dea seama că au și probleme psihice. Oamenii vin cu o dispoziție afectată, adică starea de spirit este proastă, este iritabilă sau deprimată sau neliniștită, anxioasă. Sunt lucruri pe care oamenii și le autoidentifică, nu trebuie să fii din afară să vezi. Pe partea cognitivă de gândire apar tot felul de îngrijorări, de gânduri negre, de idei de inutilitatea a unui tratament, de a continua pe termen lung un tratament.
Cum îi puteți ajuta, dumneavoastră, ca psiholog? Chiar mă gândeam mai înainte, oare unde să ne plasăm, să mă plasez ca psiholog în echipa de sprijin a intervenției medicale? Cred că, în primul rând, îi pot ajuta pe colegii mei în partea de comunicare a diagnosticului. Contează foarte mult felul în care află pacientul de suferința și pe care îi are. Comunici informația și mai ales felul în care reușești să-l motivezi să urmeze un tratament și să-l urmeze așa cum îi spui, chiar dacă la un moment dat simptomele se ameliorează, nu mai doar chiar așa tare sau mi-a trecut și nu sunt motivat să mențină pe termen lung un tratament. Apoi, putem ajuta persoana diagnosticată cu astfel de boli și suferind de astfel de simptome. N-aș reseta un plan de viață și a se readapta la schimbările majore care sunt impuse, nu el le alege. Deci e important să se adreseze unui psiholog când trece prin aceste stări emoționale și am să mă întreb și către doamna psihiatru și am să o întreb și pe dânsa cât de important este să apeleze și la un psihiatru, cu ce îl poate ajuta acesta în plus față de un psiholog. În primul rând trebuie să fim sensibilizați cu ce simptome și ca o completare la colega mea. Pacienții care suferă de boli reumatismale pot să ajungă la noi cu tulburări depresive clinic manifeste, cu tulburări de tip anxios, cu tulburări semnificative ale somnului, tulburări semnificative de asemenea de apetit alimentar, cu creșteri ponderale, scădere ponderală, tulburări din sfera sexualității, dar cel mai frecvent se asociază cu depresia. Noi, psihiatrii, putem să-i ajutăm pe pacienții noștri cu un tratament medicamentos. Cu antidepresive, avem anumite clase speciale de antidepresive care pot să ajute foarte mult în ameliorarea și simptomatologiei de tip dureros în bolile reumatismale. Anumite clase de ansiolitice, de neuroleptice, terapia somnului și, bineînțeles, psihoigienă, să-i sfătuim în ce măsură și cum anume să schimbe stilul de viață, astfel încât să aibă o calitate a vieții. Și în plus, această dispoziție pozitivă îi va ajuta și să se vindece mai repede de cealaltă patologie. De aceea este extrem de important să apeleze atât la psiholog cât și la psihiatru. Mă iertați, aș vrea să fac o scurtă intervenție. Un caz aparte este reprezentat de bolile autoimune, colagenoze, poate pacienții au auzit, una dintre cele care afectează și are și printre criteriile de diagnostic sistemul nervos central și dă psihoză, de exemplu, cefalee, tulburare cognitivă, este lupusul eritematos sistemic. Și aici, în afară de tratamentul specific reumatologic care va controla aceste manifestări neurologice sau psihiatrice, este importantă și intervenția psihiatrului până când puls, terapia, imunosupresoarele ce se administrează conform ghidurilor de tratament își fac efectul. În afară de asta, tot bolile acestea autoimune au o particularitate, în sensul că uneori este nevoie de corticoterapie și sunt pacienți care, în momentul în care încerci să reduci acest tratament, care are totuși niște reacții secundare semnificative, au o reactivare a bolii. Nu reușim să scăpăm de cortizon, nu sunt mulți din fericire. Ei bine, unul din efectele secundare al corticoterapiei este reprezentat de depresie. Deci, de aceea este important să vedem pacientul în echipă și este important să-i câștigăm încrederea. Comunicarea pe care o putem îmbunătăți și cu sprijinul psihologului este esențială în încrederea pe care ne-o acordă pacientul și în aderența la tratament pe termen lung, care este foarte importantă pentru evoluția. Așa cum spuneam, pentru bolile acestea reumatice inflamatorii, componenta genetică este una extrem de importantă, da. Și poate acolo nu putem modifica multe, dar care sunt factorii care cresc riscul de a dezvolta o boală reumatismală și pe care i-am putea, eu știu, cumva influența în bine?
Sunt câțiva factori clasici, cunoscuți, confirmați, de exemplu, un lupus eritematos sistemic, expunerea la ultraviolet este dovedită a declanșa această afecțiune atunci când există predispoziție. Stresul agravează evoluția bolii. În poliartrita reumatoidă, de exemplu, fumatul este un factor important. Și e bine că ați pomenit fumatul, pentru că acesta este un factor de risc pentru foarte multe afecțiuni. Din păcate, nu mai avem timp, dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile atât de utile și de importante pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumesc și vă mai aștept și altă dată. Mulțumim și noi, a trecut foarte repede. A trecut foarte repede, așa e. Aici se încheie Tableta de Sănătate. Eu sunt Corina Ionuț. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!